Am atașat parte în spatele Lui, spunând, noi suntem al Lui Apollo. Alții l-au remarcat pe Sfântul Petru. Cei ce au umblat în Mântuitorul și au auzit urechile Lui, ceea ce a spus Mântuitorului. Și au spus, noi vrem să fim de partea Lui Chifa sau Petru. Alții au spus, cel de-al patrulea grup, noi vrem să fim doar ai Lui Iisus. Și Apostolul, când le scrie, întreabă, oare Paul a fost răstignit pentru voi? Oare în numele Lui Paul ați fost voi botezați? Și era dezbinare în Corint, găsim în această epistolă. Și așa cum spuneau și ceilalți, așa cum o recunoaștem și vedem, pare că lucrul acesta ne frământă și pe noi astăzi. Ca Dumnezeu să facă unitate în ceea ce oare cândva s-a produs dezbinare. Suntem sau privim diferit în jurul nostru. Suntem diferiți. Și anumite doctrine biblice, teologice, le privim diferit sau pe unele le vedem mai apropiate de noi și vorbim despre ele. Și asta ne face diferiți. Suntem organizați diferiți, diferit. Și lucrul acesta ne face să ne uităm la ceilalți de lângă noi și să spunem, la noi diferit. Funcționăm diferit. Deși spune tot în această epistolă Sfântul Apostol Paul că suntem ca un trup care are diferite modulare, dar este un singur trup. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ceea ce ne leagă împreună, ceea ce ne unește, este credința mântuitoare în Domnul nostru Iisus Hristos. În ceea ce s-a întâmplat la crucea de la Golgota, spunea Apostolul Paul, de fapt, eu citesc din traducerea Corintenilor pe care o am. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zădarnică. Acolo ne unim toți. Toți ne avem acolo mântuirea primită, la crucea pe care a murit Domnul Iisus Hristos. Și de aici împreună, Dumnezeu să ne ajute să putem să ne unim. Împlinim ceea ce se spunea și prin Părintele Cristian, rugăciunea Domnului Iisus, care a spus, mă rog ca ei să fie una. Și apoi, așa să mergem înainte. Cum spune în a doua epistolă pe care o scrie Apostolul Paul în capitolul 5, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Adică pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și dincolo de orice slujire pe care o face cineva înaintea lui Dumnezeu, dincolo de orice slujitor, aș dori să-L putem vedea pe Domnul Iisus Hristos. În orice slujire, să-i vedem prezența, să simțim cuvântul Lui și lucrul acesta să ne ajute ca să putem să facem ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Aș vrea Dumnezeu să mă ajute să fac lucrul acesta și aș vrea pe toți Dumnezeu să ne ajute să fim una în Hristos. Amin.